cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește mora. Bună dimineața la cafea, la Mesagerul de Neamț și la Știri din Neamț. Este joi, este ziua de apariție a ziarului Mesagerul de Neamț, numărul 581, un număr dedicat în mare parte firmelor din Neamț care au rezultate bune. Eu vă îndemn să citiți pentru că e așa un semn că nu sunt chiar toate lucrurile foarte rele. Avem antreprenori care se pricep, antreprenori care își conduc afacerile cu pricepere și îndemânare, în ciuda tuturor dificultăților care li se pun din diverse motive. Și nu are legătură cu autoritatea locală, ci cu legislația care de multe ori nu-ți permite să te dezvolți. Deci a apărut Mesagerul 581 și suntem în studio cu primarul municipiului Piatra Neamț, Andrei Carabelea. Bună dimineața! Bună dimineața și vă spun și Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Aveți dreptate, astăzi este înălțarea. Suntem după o seară petrecută la stadion. A fost așa ca un fel de întâlnire. Pe de o parte, oameni veniți cu speranțe la meci, cu în echipa care se bate pentru promovare la baraj, deocamdată în semifinală cu cei de la Buzău. Aproape că nici n-a mai contat rezultatul, lumea s-a bucurat și la final au aplaudat sportiv, a fost 1-1, nu mai insistăm foarte mult. Am văzut și foarte multă lume, ca să spunem așa, lume bună, oameni de afaceri mulți, ceea ce nu e rău dacă se adună acolo. A fost și primarul, nu? Au fost mai multe oficialități prezente, dar cel mai important este publicul. Da. La un astfel de eveniment, publicul deci este a fost un public foarte ok. Numeros, o atmosferă foarte plăcută și pe teren, aș zice. O echipă care s-a bătut la victorie. Atâta s-a putut. S-a nimerit să nu reușim și al doilea gol, dar echipa a tras pentru asta. Am avut o bară. A început în forță jocul cu o lovitură de pedeapsă spectaculoasă, care a nimerit chiar în vincul porții. Nu, a fost... Deci o lovitură liberă a fost executată binișor, s-a dus spre poartă și a nimerit în colț la încheietura barelor, dar a venit golul acela care a pus plumb în picioare. Un gol foarte norocos, pentru că metalul în prima repriză a avut doar două șuturi pe poartă. Norocos, dar lucrat, adică nu aveau ce să caute singuri acolo în careu cei de la Buzău. Mă rog, nu mai contează. Contează că echipa se încheagă și are șanse la Buzău, având în vedere că Buzău nu prea își permite să țină două echipe. Are echipa principală, Gloria Buzău, care, pe care se îndreaptă speranțele și finanțele mai mult. Acum, e posibil. Acolo, pe contraatac, e mai ușor ca acasă, când cei care vin se apără. Dar haideți să intrăm și noi pe contraatac, pe problemele, urbei. Eu stau în apărare momentan. Bine, atunci facem așa, oameni buni, vă rog frumos, atacați cu întrebări. Exact. Pe chat și vedem după aia cum se descurcă domnul primar în apărare. Dacă e nevoie, mai aducem întăriri. Numai nu facem schimbări. Schimbarea va veni și se vor vedea în curând rezultatele. Ne gândim cum să facem o comunicare cât mai eficientă doar pentru a înțelege proiectele pe care le avem în derulare, în special cele cu o vizibilitate extrem de crescută. Ne gândim la o formulă constantă de comunicare prin care să răspundem la toate întrebările pe care le pot avea oamenii cu privire la aceste proiecte. Bun, păi haideți să începem atunci cu o chestie, nici nu știu, să o numesc veste bună, nu... Din câte am înțeles, probabil că dumneavoastră aveți mai multe amănunte, sau tot ce este pe portal, vine vestea cu Perla Invest, că ar fi
scăpat. Da? Ieri a fost decizia instanței prin care s-a dat decizia că planul de reorganizare fiind îndeplinit, societatea este din insolvență. Teoretic, există un termen de apel în 7 zile, dar nu prea văd cine ar putea să facă acest apel, deci putem considera decizia definitivă. Bun, să nu ne pronunțăm, da. Trec cele 7 zile. Bun, au trecut cele 7 zile. Aproape. Eu vă întreb acum, lansez mingea spre careul dumneavoastră și să-mi spuneți că acum sunteți cu perla în casă, ca să zic așa. Ce faceți cu ea? Societatea, în momentul de față, mai are de achitat o serie de, mai are de rezolvat o serie de probleme pe care, sigur, le discutăm, le tratăm împreună într-o manieră cât se poate de responsabilă. Sunt o serie de bunuri care trebuie să revină municipiului în contul datoriilor pe care primăria le-a plătit pentru societatea Perla Invest. Și aici vorbim despre bunuri imobile, instalația de transport pe cablu și ne referim aici la telegondolă și la teleschi, baza hipică, o serie de proprietăți pe suprafețe pe practic activele de la Perla vor reveni la primărie. Vor reveni în administrarea primăriei, adică vor trece la primărie și vor fi administrate în proprietatea primăriei. Deci vor fi în proprietatea primăriei. Se reface într-un fel se readuc bunurile după ce ele au fost date la Perla Invest prin majorare de capital. Reluăm tot istoricul, da. Că puteți să o faceți dumneavoastră și sigur, îl cunoașteți probabil mai bine decât mine. Deci ele revin la primărie. În momentul în care revin la primărie, ce se întâmplă? Pentru că Perla Invest rămâne ca societate. Ea se va ocupa de administrarea, îi se va da în administrare instalația sau ce se va întâmpla? Da, vom da în administrare în vederea societății care derulării activităților operaționale, societății Perla Invest. Care dar doar telegondola. Sunt niște calcule economice, financiare. Deci doar telegondola. Doar telegondola. Și restul rămâne în restul rămâne în proprietatea și administrarea primăriei. Bine, de aici, mai departe, sigur, sunt probleme. O groază. În fiecare, ajungem, de exemplu, la baza hipică. Dacă este să luăm această temă, vom avea acolo de clarificat situația activelor de acolo, a acelor construcții care sunt acolo. După care situația clubului în sine, unde eu zic că trebuie să adere toți iubitorii sportului ecvestru, în special cei activi, în ideea de a avea un club al orașului cu care să își definească activitățile și strategia pe cel puțin două teme. Și aici să avem o abordare turistică, să oferim activități inclusiv turiștilor și pietrenilor și partea de pregătire și antrenamente pentru competiții. Pregătire și organizarea competițiilor sportive, naționale, internaționale. Noi de 2 ani am încercat să revitalizăm baza hipică. Eu zic că ne reușește, având o creștere a numărului sportivilor care acum, sunt alegi. Acum este o altă situație. Baza hipică poate fi folosită, dacă e în proprietatea ta, sigur. Poate fi folosită la mai multe lucruri, probabil, decât doar la un concurs anual sau două. Deci, da. Asta Bun. Este și ideea. Bun, deci baza hipică, ce mai vine? Vine și instalația de... Ce mai aveau ei? Instalația de teleschi. Teleschi. Unde acolo trebuie să vedem în ce măsură putem adapta acea... trebuie să fim conștienți că, din păcate, la 600 și ceva de metri altitudine, pe un versant orientat către sud, către soare, nu poți să ai o pârtie de schi... Care să funcționeze mai mult de 2-3 săptămâni. În condiții fericite. Da.
Motiv pentru care trebuie să ne gândim cum adaptăm situația, ce creăm în zona respectivă pentru a valorifica acea instalație, dacă tot o avem. Eu am propus colegilor, având în vedere situația, să facem o evaluare a tuturor bunurilor pe care le mai avem acolo și mă refer la ratrac, la niște tonuri de zăpadă, să le valorificăm. Ratracul ăla are ani buni de când nu a mai fost folosit. Și nici nu avem o perspectivă că ar putea fi folosit eficient. Motiv pentru care să propunem o serie de bunuri spre vânzare, să ținem niște tonuri de zăpadă pentru eventuale evenimente de iarnă, în care să avem un col de zăpadă, ne gândim la ce putem valorifica de acolo și cum putem pune în valoare acele instalații care ar fi un nonsens să le ținem nefolosite. Da, probabil că aici trebuie o discuție cu oameni care se pricep la aici, așa ceva. O temă o are organizația de management a destinației, cu toți actorii implicați acolo, hotelieri, restaurante, să vedem ce evenimente putem genera, ce activități, să aducem oameni, să facem trafic și să generăm venituri. Da. Eu tot aștept să văd ce se va întâmpla cu igluul acela. Nu vă ascund, în ultima vizită pe care am avut-o la București, în ultimele vizite, am tot avut întâlniri cu conducerea Agenției de Protejare a Ariilor Protejate și am stabilit ca conducerea cu echipă tehnică să vină la Piatra Neamț la începutul lunii iunie pentru a vedea la fața locului exact cum stau lucrurile, mai ales în condițiile proiectelor de investiții pe care le-am inițiat și suntem în fază de proiectare. Igluul, nu putem să intervenim acolo și să facem reparații capitale fără să avem acordul Ariilor Protejate. Sunt o serie de clădiri acolo, sunt zeci de metri cubi de betoane pe care nu putem să le ducem, să le dăm o formă, o finalitate, până nu avem acordul Ariilor Protejate și a tuturor instituțiilor avizatoare. Motiv pentru care, începând cu o discuție punctuală, tehnică, la obiect, pentru proiectele pe care le avem acolo, să știm cum ne către ce ne îndreptăm. Da. Da. Bun. Deci ați rezolvat-o cu Perla Invest, ca să zic așa. Sincer, la ce eu consider că este o realizare mare, pentru că imaginați-vă că o investiție, aș putea spune cea mai consistentă investiție care s-a realizat în ultimii 20 de ani, o investiție pe care o aveam, care este funcțională, o investiție despre care toată lumea știe, fie că ești pietrean, fie că ești turist. Nu discutăm aici despre rentabilitate. Nu de oportunitate sau de rentabilitate. Nu vorbim discutăm doar de 40 și ceva de milioane de lei care au fost investiți acolo, au fost băgați în această investiție și riscam să o pierdem fără să rămânem cu nimic. Era... Bun. Eu... Acesta era scenariul principal care, și era singura opțiune pe care toți experții au zis n-avem cum să salvăm ceva. Eu consider că astăzi avem un rezultat concret, extraordinar. Această investiție rămâne a orașului și o putem pune în valoare ca, măcar de aici să generăm. Important este ca de aici și încolo să lucreze pe niște planuri concrete care să ducă la ceva. Să nu fie din nou, eu să înțeleg, ajungem în situația să dăm din nou bani la Perla Invest pentru, nu știu, mărire de capital, nu își pot plăti salariile. Eu sau am evitat de la bun început, de la începutul mandatului, orice variantă de mărire de capital social. N-am făcut așa ceva. Acum am făcut un compromis tocmai în ideea de a
veni cu soluția de avarie. Ca să glumim, știți că eu am fost primul care am vorbit despre acest compromis. Știu, știu. Când și mi-ați zis că altă variantă nu va trece. Că în timp nu va trece altă variantă și s-a dovedit că până la urmă așa este. Lucru care, cum să spun, pe de o parte mă bucură, pe de altă parte nu, pentru că poate se rezolvau lucrurile mai devreme. Bun. Să dăm un lucru, la invest. O singură nuanță vreau să mai punctez aici. Știu că este foarte multă nerăbdare și pietrenii își doresc să înfrumusețăm vârful Cozla. Am explicat în minutele anterioare de ce nu am putut face până acum. De acum înainte putem să să gândim ce facem acolo. Noi avem niște proiecte inițiate, am solicitat avize până acum. Neavând situația clară cu telegondola, n-am avut cum să facem presiune, nu era, n-avea sens și sincer nici nu aveam resursele financiare necesare pentru că inclusiv salvarea societății Perla Invest a presupus un efort financiar. Dar acum odată făcut acest lucru, măcar știm că putem să o luăm de la zero și să facem o serie de cosmetizări ale acelei zone și întrețineri, numai să avem acordul ariilor protejate. Am înțeles. Haideți să depășim momentul și să mergem spre un alt subiect. Eu recunosc că de săptămâna trecută, de când am făcut emisiunea, am tot primit telefoane, mesaje, apropo de ceea ce ați spus dumneavoastră cu podul de peste Bistrița, aici, spre Strand. Ați anunțat că s-a aprobat ce ați spus proiectul pentru noul pod sau ceva de genul acesta. Și că nu s-a aprobat. Suntem în fază de studiu de fezabilitate. La finalul lunii iunie vom avea soluțiile tehnice propuse de proiectant. Așa. Ei, lumea a înțeles că va începe foarte curând, se va dărâma podul, ce se întâmplă, pe unde se va circula. Și o să vă rog să spuneți exact care este situația ca să nu existe interpretări. Chiar ieri mă suna un fost polițist și îmi spunea, domne, podul nu se poate face decât acolo. Lucru care e clar că acum că acolo se poate face. Pe unde se va circula? Ce se va întâmpla? Vă rog frumos. Deci, am avut mai multe discuții tehnice cu proiectantul, care a venit la un moment dat și ne-a prezentat și niște imagini și care este situația în teren. Și că tema de proiectare pe care am dat-o era un pod nou în aval, în aval de podul existent, e greu de implementat, dată fiind structura zonei respective și toate celelalte de calea situații, ferată, calea ferată, barajul și așa mai departe. Având în vedere toate aceste condiții, soluția pe care o propune el și pe care o vede cea mai eficientă din punct de vedere tehnic și economic este realizarea unui pod nou pe amplasamentul podului existent. Situație care mi-a mai fost prezentată anterior și de alți proiectanți cu care am avut discuții, pentru că în momentul în care evaluam posibilitatea de a repara podul de la Căprioara, care are o oarecare vechime și e greu să-l supralărgești în condițiile în care ne doream noi. Motiv pentru care ipoteza discutată în precedentele întâlniri cu proiectantul au condus către această variantă, că podul de la Căprioara va fi demolat și vom avea un pod nou cu structuri prefabricate, totul făcut cu maximă viteză, dar asta presupune o perioadă de aproximativ 3 luni, dintre care 2 săptămâni pentru demolarea podului existent și 2 luni și jumătate pentru construirea podului nou. Și va trebui să găsim soluții alternative pentru a lega cele două maluri ale Bistriței pe perioada lucrărilor. Le avem, o variantă ar fi realizarea unui pod temporar în zona, a unei treceri temporare în zona depozitului ecologic din vânători.
Asta ar fi o variantă, dar nu sunt decizii finale. Studiul de fezabilitate va trebui să ne prezinte minim două soluții tehnice, motiv pentru care astăzi nimeni să nu-și facă absolut nicio grijă, nu dărâmăm podul fără să avem o soluție viabilă. La Piatra Neamț chestia asta cu podul a început să devină o fobie. Eu știu că există foarte multe voci care încearcă să panicheze lumea. Din punctul meu de vedere, lucrările decurg bine la podurile de la Piață și de la Orion. Și au început, am văzut și la podul ăsta. Și podul de la spital au început mai în forță lucrările. Au fost o serie de probleme care au fost depășite. Consider că la început de septembrie sau în luna septembrie vom avea și podul de la spital gata. Era necesar să facem asta, nu pentru că și-a dorit primarul Calabera sau că vreun coleg s-a gândit acum dintr-o dată să facem aceste proiecte. Sunt ani de zile în care aceste lucrări de întreținere și de mentenanță a podurilor trebuiau făcute. Faptul că nu au fost făcute la timp a condus către soluția unor reparații mai consistente, unor intervenții mai profunde în structura podului. Uitați-vă la podul de peste Fermelor, unde au trebuit înlocuite grinzile. Uitați-vă la podul de la Orion, unde am avut o soluție tehnică de consolidare și reabilitare, însă s-au descoperit o serie de fisuri și de probleme care au necesitat lucrări mai ample și, bineînțeles, mai îndelungate, nu mai spun, și mai costisitoare. Astea sunt lucruri pe care ni le asumăm odată ce dăm drumul la o asemenea activitate și, evident, este și un efect nedorit, neplăcut, dar de care nu poate fi evitat, și anume o serie de nemulțumiri în rândul participanților la trafic. Bun, ca în fiecare joi, foarte pe scurt, ce se mai întâmplă? Am văzut că pe Leonida au început constructorul să asfalteze străzile de legătură. Da, se toarnă stratul de uzură, stratul final de covor asfaltic, adică ajungem în punctul în care nu vor mai exista acele diferențe de nivel între stratul de asfalt și gurile de canal. S-a început cu străzile laterale. Zilele acestea se finalizează turnarea cuvorului asfaltic. Acolo e cel mai greu pentru ei, pentru că sunt porțiuni mici. Este, da, exact. O perioadă destul de complicată, pentru că practic blochezi accesul pe respectivul tronson de drum și și pentru constructori este mai greu, mai ușor asfaltează strada decât un intrând acolo care, mă rog. Mai ales că va fi o mobilizare cât de mare a constructorului să vină cu stratul de uzură cât mai dintr-o bucată. Din câte am văzut și în Mesagerul de astăzi, dar am vorbit și cu constructorul, el încearcă să termine foarte repede pe zona, pe Dimitrie Leonida, și după aceea, în funcție de schimbarea conductei de la Delgaz pe Mihai Viteazu, nu știu cât mai durează. Și trotuarul de acolo. Da, lucrările la trotuarul de pe Mihai Viteazu vor începe cel mai probabil pe 6 iunie și era o lucrare necesară. S-a descoperit o conductă de gaz care era la niște cote ușor diferite față de ce apărea în aviz, dar cu sprijinul celor de la Delgaz vom avea conducta mutată. Deci, pe Leonida, în iunie, cred că putem circula. În 3 săptămâni vom avea cel mai probabil Dimitrie Leonida final. Final. Probabil că vor mai fi mici retușuri, la mici spații verzi, trotuare, finisaje pe trotuare. Deja și pe partea de spații verzi lucrările se apropie de final. Am văzut și ieri echipele plantând în zona asta dintre stația de salvare și Brădet. Urmează să se facă lucrările de amenajare ale sensului giratoriu de la Brădet. Aici o întrebare, iarăși întreabă, nu e cam mic? Este un sens giratoriu proiectat în
conformitate cu normativele în vigoare, dar într-adevăr au fost făcute niște adaptări atipice, având în vedere poziția și amplasamentul, structura zonei respective. Pare cel puțin atunci când vin, că e o șosea cu trafic de mașini grele, da? Când vin tirurile sau mașinile cu lemne, acelea mari, cam greu, mai ales pentru cele care vin dinspre Bacău, Bicaz. Bicaz, da. Și autobuzele acolo încercăm și am solicitat proiectantului și ulterior va trece această propunere și pe la verificatorul de proiect să se găsească o soluție pentru diminuarea razei pe care ar face-o deci, mașinile pe relație. Multă lume întreabă, pentru că acolo se întâmplă o gâtuire a circulației, indiferent cum ar funcționa sistemele de management a traficului, acolo n-are orice șofer, n-are cum să se încadreze cu un camion din ăla pe banda lui, adică nu are cum. N-are cum să intre. Da, fiind banda de 4 metri, e într-adevăr și sensul giratoriu fiind mutând cumva axul drumului, spre interior, aici Ozanei, da. Generează cel puțin vizual impresia unei îngustări și orice șofer de tir tinde să încetinească cât mai mult sau se... E obligat. Deci asta este și ideea. Am solicitat proiectantului să vină cu alte două variante prin care să... Dacă e păcat, îndulcim raza pe care ar face-o... E păcat să se facă după ce, sau să nu mai poți interveni 5 ani de zile. Nu se poate face după, acum este momentul. Da. Bun, pe Mihai Viteazu, dacă începe 6 lucrări la trotuarul ăla, probabil că finalul va fi undeva în... În luna iulie ne așteptăm. Iulie. Acum se realizează ultimele lucrări pe partea podului de peste fermelor, pe jumătatea unde s-au montat grinzile, și în următoarele zile se va trece la demontarea, se mută traficul partea pe cealaltă, partea nouă, se trece la... Deci acolo se schimbă toate grinzile. Sigur că da, și se face, se înalță cumva podul respectiv pentru a asigura un gabarit mai mare pentru cei care trec pe sub. Da, e o lucrare foarte mare, adică nu știu dacă s-a așteptat cineva la genul ăsta de lucrare acolo. A apărut așa. Bun, acum începem cu cuiul lui Pepelea. Sau mă rog, pironul lui Pepelea. Care dintre ele? Pironul lui Pepelea. Aducțiunea de apă și canalizare. Ce se întâmplă? Astăzi este ziua în care sper eu în sfârșit se apucă de săpătură. Deci tot auzim lucrul ăsta de 2 săptămâni. Mie îmi spuneți. Asta aud și eu. Bun. Și nu numai trebuie asta să existe aud. Un motiv. Adică trebuie... Acum au venit țevile. Avem țevile, avem o serie de activități pe care constructorul, executantul trebuie să le facă cu sprijinul APASERV. Să identifice exact și să marcheze cu un radar unde sunt țevi, unde sunt rețele în zona amplasamentului. Se descoperă că pe linia unde trebuia montat. Deci sunt și situații care sunt de înțeles. Eu ce nu înțeleg, știm de necesitatea acestor activități de foarte multă vreme. Nu că știu eu de ele. Știu experții, știe constructorul, știu tehnicienii. Nu înțeleg de ce nu s-au făcut până a venit țeava. Țeava a venit imediat după Paște. Primul azi e înălțarea. Da. Primul transport de țeavă a venit acum aproximativ o lună. Și noi nici astăzi nu avem marcate aceste situații în teren. Eu înțeleg că e un constructor valoros care are lucrări prin toată țara. Da. E un constructor care are sediu aici, în Piatra Neamț. Eu cred că și pentru mândria personală și dintr-un
minim bun simț și patriotism local, cred că ar trebui să fie o prioritizare a acestor lucrări. Mai ales că deja am depășit multe termene, pentru care și noi am avut foarte multe concesii, tocmai în ideea în care suntem în acest efort, în acest demers împreună și e corect să ne susținem reciproc. Mai ales știind care au fost situațiile și provocările pe partea de aprovizionare și cât de mult s-a muncit pentru a găsi soluțiile acestea, am înțeles și noi să fim aveți foarte datorii îngătuitori. La constructor? Sub nicio formă. Nu avem nicio datorie la niciun constructor. Toate plățile se întâmplă la timp. Atunci, nu avem absolut niciun motiv rezonabil, niciun argument pentru aceste întârzieri și pentru o atitudine de nepăsare. Dacă nici astăzi nu încep lucrările, eu nu mai știu ce să mai cred. Oricum, cert este că de două săptămâni am avut discuții mai ferme, în special cu constructorii unde sunt întârzieri, și aici nu mă refer doar la proiectul de pe coridorul principal de mobilitate, unde includem și lucrarea de rețea nouă de apă. Am avut discuții mai ferme în care le-am spus, până acum am fost părintele care am acceptat orice situație, am acceptat scuzele și am zis că mergem mai departe. Am înțeles. De acum mergem pe penalități. Și bun, se aplică, dar credeți că asta cu penalitățile îi afectează cu ceva? Păi în mod normal... Care este scopul unui constructor? Pentru ce vine la licitație? Păi are un interes economic. Eu nu înțeleg. Dacă sunt bani, dacă sunt plățile făcute la timp, ai materialul adus, atunci nu înțeleg dacă nu vrei să iei bani. Eu pornesc de la presupunerea rezonabilă. Eu, dacă aș fi om de afaceri și aș avea o investiție, o firmă de construcții mare, care poate să participe la licitații pentru asemenea tipuri de proiecte, presupun că vreau să-mi dezvolt compania. Vreau să am un interes economic, vreau să câștig bani pe care, cu care să generez o bunăstare și angajaților profit, pe care etc. Să asigur salariile tuturor. Să termin cât mai repede să-mi iau o altă lucrare. Asta este. Cred că acesta ar fi interesul principal, dacă înțeleg. Nu este unul politic. Deci, efectiv, nu înțeleg. Adică, dacă ai totul, ai și bani. Că înainte era o problemă. Dom'le, primăriile plăteau greu. Plăteau la 60, la 90 de zile, mai târziu. Nu există așa ceva. La 7 zile facem plata. Și asta o spun să vină acum orice constructor care nu a avut parte de acest tratament, dacă nu au fost probleme în documentele... Da, deci pe documente. Sigur că da. Pe documente aprobate de experți. Ok. Nu, e greu de înțeles. Efectiv, nu-mi dau seama. E ciudat. E ciudat și... Așa, sunt două firme. Cealaltă cu podul, cum merge? Sau se lucrează la pod, am trecut și în dimineața asta pe acolo, de la 7:30. Da, sunt am văzut că în fiecare dimineață i-am urmărit în ultimele zile. Bun, dar ce facem cu restul lucrării? Că pe bulevardul ăsta sunt o groază de lucrări care se pot face și fără canalizarea cu apă. Întârziate sunt trotuarele. Pe partea de trotuare stăm, din punctul meu și de vedere... Și spațiile verzi, nu? Bineînțeles. Totuare și spații verzi și piste pentru bicicliști. Acestea sunt lucrările unde avem întârzieri mari. Nu doar întârzieri, avem întârzieri alea nu mari. Sunt grevate de lucrarea la apă. Exact. De aceea avem întârzieri. Pentru că pe partea de apă, discuțiile cu executantul au avut întotdeauna două abordări. Putem face lucrarea, apa vine pe Traian pe o parte, în zona podului se face o subtraversare, trece pe partea cealaltă a străzii, pe Decebal vine pe partea opusă. Motiv pentru care propunerea la un moment dat a fost să începem să lucrăm pe partea jumătatea din partea corosabilă, care nu va fi afectată de lucrarea de la apă. Am amânat începerea lucrărilor la partea carosabilă din următorul motiv. Pentru că noi astăzi nu știm exact cu ce situații ne vom întâlni în teren în momentul în care ne apucăm de săpătură. Și pentru a nu ajunge în vreo situație în care pur și simplu să trebuiască să mutăm
poziționarea conductei de apă câțiva metri mai la stânga sau mai la dreapta, să avem această marjă de lucru, lăsăm, nu intervenim încă asupra suprafeței carosabile decât dacă știm sigur că țeava vine pe acolo. Acesta este motivul pentru care nu au început lucrările la partea carosabilă pe Traian și pe Decebal. Dar nu avem nicio scuză și niciun motiv rezonabil pentru a justifica întârzierile pe trotuare, spații verzi și pista pentru biciclete. Astăzi trebuia să fie gata totul. Trebuia să avem trotuarul impecabil de la Liceul de Chimie până la Shopping City. Cu întreruperea evidentă pe unde la, zonele, podul, da. La podul Bun, de la da, atunci, scuzați-mă, dar chiar este o problemă. Dar nu m-am negat-o chiar eu este o problemă? Nu este o problemă pe care să o deconteze primăria, pentru că noi am asigurat tot necesarul. Adică ce trebuie să dăm mai mult decât bani pentru aceste lucrări, în condițiile în care toate avizele, toate... Bun, haideți să spunem pe aia dreaptă, că primăria a fost și un fel de garant în fața... fața celor care aduc, care fac materiale, cum e la pod, nu? Adică, aia zic, domnule, cine îmi plătește? Și ați fost un fel de garant, adică s-a plătit ce au fost nevoie. Mai ales că am făcut tot felul de ajustări și modificări la nivelul contractului prin acte adiționale, tocmai pentru a da și mai multe garanții furnizorilor de materiale acolo unde... Asta vreau să spun. Bun, poate la nivelul contractului ar trebui să discutați. Dom'le, hai să mai angajați niște oameni. Hai, faceți o colaborare cu o firmă. Închiriați utilaje și echipe din altă parte care să vină să facă treaba. Știți că am făcut și consultanță pentru executanți și le-am sugerat tot felul de variante pentru a fi mai dinamici și a fi mai eficienți în teren. La un moment dat s-au văzut rezultate. Undeva prin luna martie, imediat ce a dat căldura, am văzut 50, 60, 70 de oameni lucrând la trotuarele de pe Decebal. Doar că ceva s-a întâmplat la un moment dat și iarăși am revenit la un număr nesemnificativ. Dar de astăzi înainte, eu cred în cuvântul antreprenorului și mă bazez că va exista o mobilizare mai bună. Pentru că merg în fiecare dimineață și am început să am următoarea abordare cu muncitorii. Ați avut o săptămână unde ați lucrat de aici până aici. Vi se pare suficient? Hai să vedem pe zile. Ce obiectiv aveți pentru astăzi? Și uitau la mine, terminați până acolo? A doua zi dimineață când mergeam și vedeam că au reușit să ajungă până la acel punct, am văzut că se poate. Da. Domnul primar, apropo de lucrări, câteva întrebări și pe urmă mergem pe altă temă. Domnilor, întreabă domnul Gabriel Bălțătescu, la trotuare chiar nu se puteau face urcări cum trebuie pentru părinții cu căruți pentru copii? Depinde unde ne referim, dacă ne poate spune domnul Bălțătescu. Dacă îmi răspund. Dar vă spun că dacă merge acum, de exemplu, chiar și pe Leonida și în alte părți, sunt diferențe. Probabil că ele vor fi mai mici. După sau... ce se toarnă stratul de uzură, nu vor mai exista diferențe atât de mari. Practic, scopul proiectului de mobilitate este să accesibilizăm foarte mult, în special pentru pietoni, pentru toate tipurile de participanți la traficul pietonal. În zona trecerilor de pietoni sunt bordurile și trotuarele se lasă pentru a ajunge la nivelul carosabilului. Stratul de uzură se toarnă în câteva săptămâni. În maxim două săptămâni vom avea rezolvate aceste probleme. Și dacă, vor fi diferențe, bănuiesc că ele trebuie rezolvate. Dar nu cred că există diferențe. Unde este, deci, oriunde este trecere de pietoni, acolo pe unde se încurajează, se permite, este recomandat trecerea pietonilor, lucrurile astea se rezolvă cu siguranță. Adică zic, nu se va prelua... Am mai văzut imagini cum vine pietonul pe aici și dă cu capul de indicator. Păi pe acolo n-are ce căuta pietonul. Înțeles.
Bun, asta zic, nu se va recepționa lucrarea dacă există probleme de genul acesta. E foarte important să asigurăm pe... Da, o întrebare care revine, cum rămâne cu accesul pietonal în strand pentru această vară din zona Precista? Ați explicat săptămâna trecută, deocamdată ați scos la licitație din nou lucrarea? Încă nu, pentru că când se vină cu solicitarea de reziliere a contractului, executantul a găsit un potențial subcontractant care să își asume întinderea toroanelor. Și am dat termen final astăzi. Vine și se apucă de lucrări sau reziliem contractul. A, deci mai există o soluție să înceapă lucrurile. Mai există o variantă și... Dar pe vara asta, greu de crezut, nu se va circula pe contract. Nu, e o lucrare care durează minim 3 luni. Deci nu, eventual în toamnă, dacă va fi. Da, o întrebare care nu are legătură neapărat. De ce se lasă atâtea traversări denivelate din lucrări pe carosabil neasfaltat? O să rog să ne spune exact cam pe unde. Da, domnul Bălțădescu revine în zona Precista. Unele știu și pe mine mă deranjează că nu se intervine și trebuie să sune neapărat primarul pentru a vedea cine a executat șanțul respectiv, cum s-a ajuns să stea o zi, două. Înțelegem o situație când ai de făcut o lucrare și trebuie să se taseze pământul ăla până vii cu completări. Domnul Bălțătescu revine. În zona Precista e dezastru, mai ales pe străzile mai mici. E o lucrare nici pe departe terminată, am spus. Acolo unde nu sunt treceri de pietoni. Eu îmi cer scuze față de toți pietrenii pentru situațiile de întârzieri și de lucrări începute și lăsate neterminate. Sunt ale constructorilor. Până acum am încercat să avem o abordare cât se poate de prietenoasă cu ei, în ideea în care, e adevărat, sunt foarte multe lucrări care se suprapun. Pentru că unde avem trotuare noi? Au fost și proiect de canalizații, proiect de iluminat, unde am realizat șanțuri, lângă șanțuri, pentru a aduce, că vrem să scăpăm de cablurile care sunt spânzurate. Revine, domnul, în zona Vânătorul și Pescarul sunt traversări neasfaltate de 2 luni de zile. Știu. Da, deci, e același constructor. Oamenii spun, dacă îi întrebăm, ei ne spun imediat. Bun, dar atunci și constructorii ăștia ar trebui, domnule, stați un pic, uite, oamenii ăștia, de unde primiți voi banii până la urmă, că plătim cu toții pentru lucrurile astea. Haideți, măi, faceți ceva. În zona Petrodava, atâta timp au fost lăsate trotuarele alea vraiște. Au fost lucrări ale firmei de telecomunicații, care au realizat canalizațiile pentru fibră optică și pentru firmele de internet și de telecomunicații. Au fost lucrări pentru rețelele electrice și așa mai departe. E greu să te cerți cu toată lumea, mai ales când orașul acesta nu a avut experiența lucrărilor. Adică trebuie să vedem un pic și să înțelegem. Întrebarea firească este complexe. Asta. Eu înțeleg pe oameni și întrebarea firească, de ce nu se sancționează constructorii care nu fac sarcinile? Pentru că mai avem nevoie de ei și ne vor sabota în altă parte. Dacă nu ne înțelegem, prefer să-i chem la o discuție, domnule. Hai să vorbim. Să vorbim tranșant. E greu de lucrat cu constructorii. Este destul de greu pentru că trebuie să mai spunem și celălalt adevăr. Nici constructorii nu au acces la cea mai calitativă forță de muncă. E un cumul de împrejurări. Nu este vina unei instituții sau a unui constructor sau a unui patron. Situația este mai complicată decât se vede doar când mergi pe trotuarul din Piatra Neamț. Facem tot posibilul să le remediem cât mai repede. Am schimbat un pic foaia și în discuțiile cu constructorii, pentru că am trecut de la discuțiile prietenoase în cadrul extins cu toată lumea, hai să vedem tu ce nevoie ai, unde, ce ajutor îți trebuie ție, cine te blochează acolo. Sunt constructori care caută să dea vina, că așa se întâmplă și în viața de zi cu zi. Este greu să ne asumăm responsabilitatea pentru un lucru făcut greșit. Și prefer să dau vina pe vecinul, că vecinul nu și-a făcut treaba. Ia adu-l pe vecinul. Hai să discutăm de față cu toată lumea. Ți-a fost greu să muți tu paveaua aia și să o dai un pic la 2 cm mai jos dacă a greșit celălalt de la telecomunicații și să-l suni. Băi, când găsesc tu o greșeală la mine, data viitoare... Da, avem foarte multe situații de lucrări care încep într-o porțiune
și ajungem, să zicem, la o stație de așteptare unde proiectul, constructorul a amplasat-o cu la o altă cotă decât cea din proiectul pe care îl are cel care pune pavele. Cel care pune pavelele. Și discuția poate fi foarte simplă. Sună direct pe constructor. Ne-am întâlnit de atâtea ori. Hai să nu lăsăm lucrul neterminat acolo. Îl suni, vorbești cu el și îi spui, domnule, vii și faci tu lucrarea asta sau o fac eu și compensăm în altă parte. Adică, dacă avem această deschidere către soluție, întotdeauna soluțiile vin. Dar când vrem să căutăm scuze pentru a mai zăbovi nițel pe o lucrare, ajungem în situații de genul ăsta. Nu cred că este vinovat primarul, chiar dacă decontează primarul pentru toate aceste situații. Da, nu, trebuie spuse lucrurile astea. Pe de altă parte, Liviu Harbuz intervine, spune unui constructor, îi poți aplica penalizări, eventual să-i reziliezi contractul. Asta înseamnă să reiei procedura, întârziere de 6 luni și chiar pierderea finanțării. Asta ne dorim asta? Asta este o realitate. Foarte bună completarea, mulțumesc, da. Liviu. Sunt lucruri de genul ăsta care trebuie explicate până la urmă. Pentru că, într-adevăr, când vezi că 2 luni de zile este o traversare acolo care rămâne nici măcar întreții, băi, hai, nu torni asfalt, că știi că urmează să lucrezi. Băi, dar faci ceva, pui un refuz de freză, pui ceva acolo. Că nu se poate, totuși, trece lumea tot timpul și sunt, se strică mașini, nervi și alte asemenea lucruri. Trebuie să-i spun un domn Armand, ne întreabă dacă dacă vor începe lucrările la pod. Tocmai am spus la începutul emisiunii că nu e cazul încă. Nimeni să nu-și facă griji cu privire la podul de la Căprioara. Imediat ce avem variantele de lucru pe care ne le oferă proiectantul, le vom face publice. Important este că și acest proiect este unul care se va întâmpla în... Da. Dar până atunci toate podurile din oraș vor fi gata. Mai văd că am lansat în consultare publică recent modificarea totemurilor din modernizarea totemurilor de la intrarea în oraș. Și lumea a început să reacționeze panicată că începem și lucrarea asta acum. Este un proiect la început de drum, până ne apucăm de modernizarea totemurilor din oraș, orașul va arăta altfel. Domnul primar, pentru că în trecut, orice dezbatere publică se mima. Da. Se punea pe un site ascunsă, după care începea lucrarea. Acum și am pierdut obișnuința de a dezbate. Am pierdut și atunci când vezi ceva, zici, băi, începe acum. Du, stai un pic. Da, dar uitați, o problemă care ține de normalitate și domnul Vlad semnează, nu știu cine e. Bună dimineața, aș dori să știu de ce nu se plombează, nu se ridică canalele la cotă. Aici nu mă refer la culoarele de mobilitate. Deci spune, aici nu mă refer la culoarele de mobilitate, mă refer la absolut toate celelalte străzi. Stamatin, Alexandru Lăpușneanu, etc. Stamatin, am trimis publiservul chiar acum 2 săptămâni să vadă care este situația acolo. Nu, deci eu citesc totul pentru că omul chiar... Sunt foarte multe de nivelări în și anii trebuie precedenți, să recunoaștem da. Că pentru a pune la punct toată infrastructura rutieră din oraș sunt necesari ani. Adică nu poți face da. În 2 luni, în 3 ani, ce nu s-a făcut în 30 de ani. Mai ales că am preluat un oraș cu infrastructură în prag de colaps. Și vorbim aici nu doar de drumuri și de trotuare, ci și de poduri. Iată că se lucrează. Avem până în 2020, când nu se lucra nimic, oamenii parcă nici nu erau supărați. Era și cea mai simplă scuză. Până am de plătit rate. Am de plătit rate la bănci, n-am de unde. Rate se plătesc și astăzi. Și cu toate astea, tot orașul este un șantier. Bugetul față de acum, pentru că este un mecanism viu, un oraș, în momentul în care dai drumul la lucrări, se concentrează forță de muncă, se întâmplă niște relații economice care în mod natural duc la creșterea bugetului, generează o serie de beneficii. În 2020, în 2021, primul buget pe care l-am adoptat în mandatul meu a fost de 221 de milioane de lei. Toată lumea a zis că e nerealist, că era o creștere de 20% față de anii precedenți.
dar a fost un buget în care am maximizat absorpția banilor europeni. Efectul, anul următor, bugetul a fost de 300 de milioane de lei, o creștere de peste 30%. Anul acesta, bugetul municipiului Piatra Neamț este de 500 de milioane de lei, mai mult decât dublul primului buget. Adică e un efect pe care nici nu-l putem grădi. Aveți dreptate, dar vreau să vă vorbesc și eu despre alt efect. Așa cum lucrările astea generează un efect, și începutul, cum să vă spun eu, faptul că oamenii văd că sunt lucrări și vin și ei și spun, domne, hai să facem lucrările de foarte bună calitate, hai să vedem cum ridicăm canalele la cotă, că nu numai pe coridoare. S-au ridicat peste 1500 de capace de canal de când de sunt eu primar. Și, deci situația asta generează și dezbateri și noi trebuie să acceptăm aceste dezbateri. Sigur că și da. Să acceptăm faptul că chiar dacă s-au ridicat 1500 de canale, oamenii spun, dom'le, mai sunt și colo. Nu se pot face toate odată, nimeni nu e nebun să creadă chestia asta. Mai văd oameni care se așteaptă chiar dacă să sunt, dar marea și majoritate nu sunt nebuni. Și atunci, ideea este, haide să acceptăm că oamenii vor și să le explicăm, așa cum le-am explicat astăzi, domne, sunt probleme cu constructorii. Cineva spune să-i aducem în piața publică să-i judecăm noi. Nu cred că este o soluție, nici asta. Dar, pe de altă parte, unde este un constructor nesimțit, unde e constructorul nesimțit, atunci trebuie măcar să-i bați obrazul și să-l arzi la bani. Pentru că totul are o limită. Una e când ai un constructor, păi scuzați-mă, eu știu coloarele astea de mobilitate, păi este constructorul de pe Leonida, care a făcut el niște lucrări care altfel nu putea să înainteze. Și le-a făcut el și o să se deconteze, cum o să deconteze. Adică nu aștepți, eu acum dau și eu din casă, nu știu de la dumneavoastră, că mai știu și eu. Adică cum nu te apuci tu să faci o lucrare care ți s-a predat în proporție de 95% și spui, tu, dar 5% nu mi-ai predat că știi că nu știu ce. De aia nu mă apuc. Există situații unde trebuie să ne adaptăm. Asta este o chestie de acum. Adică nu poți lucra că ai 95% predat pentru că a rămas 5% nepredat. Sunt niște aberații. Așa este, se întâmplă. Da. Bun. Mai avem întrebări. Tot vin foarte întrebări. Bine, mă bucur. Ia să vedem noi că tot vin Simona Lungulesei. Legat de canale. Da. Nici nu mai apucăm să mai comunicăm pe toate lucrurile pentru că sunt foarte multe proiecte și, sincer, nici nu ne focalizăm neapărat pentru a spune astăzi. Din punctul meu de vedere este mai suficient ca oamenii să vadă la final. Da, pe partea de canale lucrăm inclusiv la sigilarea acelor zone unde comunică canalizarea menajeră cu cea pluvială, pentru că există astfel de situații și erau multe puncte unde se ajungea ca apa menajeră să intre în canalizarea pluvială și de acolo să ajungă în Cuiești. Sunt peste 360 de canale izolate și credeți-mă că este greu și să le descoperi, dar apoi să faci și aceste intervenții. Dar nu mai avem când să le spunem pe toate și de aici apare și impresia că nu avem, nu aducem la cotă foarte multe canale. Deci, mie îmi place tare mult, mă simt foarte bine când oamenii vin cu probleme concrete. De exemplu, Simona Lungulese, de ce nu se montează stâlpi metalici? Mă rog, dar problema contează, nu la trotuarele unde se parchează în nesimțire și blochează circulația pietonilor. Gen zona fostului bancpost, trotuarele din cartiere sunt trotuare blocate efectiv. S-au deformat și pavelele și bordurile, oamenii n-au pe unde să treacă și plăcat de banii băgați în pavele și borduri. Să știți că pare o problemă minoră față de coridorul de mobilitate, dar este o problemă care ține de siguranța și protecția trecătorului, pietonului,
nu mai vorbesc de nesimțire și de altceva, dar și oamenii deci parchează că nu au... Educație. Da, dar și oamenii parchează că pe anumite străzi... Deci nu mai sunt locuri de parcare. Nu mai au unde parca, sunt mașini multe. Deci, de asta așa avem și... Nu putem să avem o abordare foarte agresivă nici față de cei care au rămas poate față de, fără locul de parcare în ultimele luni. Legat de parcări, ce vă pot spune astăzi este că avem 400 de locuri libere în oraș care încă nu sunt solicitate și e o surpriză pentru că toată lumea se plânge că nu avem locuri de parcare. Intrați pe aplicația Piatra Neam City App și veți vedea astăzi 400 de locuri de parcare marcate cu verde. Dincolo de aceste 400 de locuri de parcare care sunt disponibile astăzi pentru contractare, înființăm în fiecare săptămână noi locuri de parcare și amenajăm noi zone pentru parcaje în dorința de a compensa cu aceste locuri de parcare care vor fi afectate de lucrările de la coridoarele de mobilitate. Facem pași în direcția asta, iarăși, lucruri care le facem tot astăzi pentru că n-au fost prevăzute și pregătite la timp. Da. Asta e problema. Deci, e bine că oamenii vin și spun, e bine să oferiți informații. Uite, eu nu știam că sunt 400 locuri de parcare. Bine, contează și unde sunt și cum... Bineînțeles, da. Contează și unde sunt, că na, nu poți să stai imprecisat să iei loc de parcare în Dărmănești sau invers. Sigur, pe da, într-adevăr, sunt zone unde care sunt mai solicitate și e mai greu accesibil un loc de parcare pentru a-l contracta. Bun. Ce se întâmplă, deci eu citesc ce îmi vin, ce se întâmplă cu școlile? Vor fi gata ceva la ce timp? Ceva ce nu s-a mai întâmplat de mult. Vor fi gata la, bună completarea, da, să fie bine sau rău. Vor fi gata la timp 5 și 8, cele unde sunt lucrări generale aproape. Aici este constructorul cel care ne poate spune. Cert este că ne vin constant situațiile de lucrări și eu pot să spun în fața tuturor că este o mobilizare exemplară a constructorilor care au adjudecat cele două lucrări. Din punctul meu de vedere, se mișcă bine, avem imagini, vă invit să mergeți la fața locului și să vedeți dumneavoastră și să spuneți dumneavoastră lumii ce se întâmplă acolo și cum se întâmplă lucrările și dacă acele lucrări puteau fi făcute pe perioada sezonului estival, așa cum vociferau unii la un moment dat. Așadar, jumătate din școlile din Piatra Neam sunt în proiecte majore de modernizare și reabilitare. Ceva extraordinar dacă stăm și ne gândim la efortul economic și logistic care este presupus pe care îl presupune aceste proiecte. O informație proaspătă. 33 de milioane de lei pentru modernizarea mobilierului școlar din toate școlile din Piatra Neamț. Este o sumă fantastică. Sunt foarte mulți bani. Pentru laboratoare în toate școlile din Piatra Neamț. Prin cine? Toate. Dumneavoastră, primăria? Primăria Piatra Neamț. Proiect scris pe baza căror în iarna aceasta. Pe baza căror solicitări care vin din școli? Pe baza solicitărilor și analizelor de nevoie de la școli, bineînțeles. Domnule... Nu, eu nu vă întreb degeaba. Știți că eu știu cum să fac solicitările astea de multe ori. Ne-a zis primăria să facem solicitări. Știi? Hai să facem solicitări. Deci, primăria a comunicat școlilor că avem acces la acest program de finanțare. Spuneți-ne ce aveți nevoie pentru a nu mai cere bani părinților pentru că vrem videoproiector și tabletă și tablă electronică inteligentă. Da. Da? Nu mai cerem bani de la părinți. Spuneți-ne nouă ce nevoie aveți, că uite, scriem proiect pe PNRR. Așa s-au... Unele școli s-au mobilizat și au venit cu răspunsuri foarte prompt, altele am mai tras de ele, dar până la urmă am centralizat aceste nevoi cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean, am scris proiectul și iată că
În această săptămână finanțarea ne-a fost aprobată. Și practic încep procedurile pentru achiziții. Sigur că da. Și până la în septembrie anul viitor, toate școlile din Piatra Neamț vor fi dotate cu mobilier nou. Care și-au făcut temele cum trebuie și au cerut ce trebuie. În baza cerințelor fiecărei școli. E foarte important. Dacă o școală nu a cerut tot ce are nevoie, probabil se va apela din nou la mila părinților pentru a contribui. Dar eu le pot spune cu mâna pe inimă tuturor pietrenilor care au, care au copii în școală, că nu e cazul. Nu e cazul. Și să nu facă așa ceva. Anul acesta, în vara aceasta, vom începe demersurile pentru licitații. Asta chiar este o veste foarte bună. Asta 33 chiar este de bună. Milioane de lei. Ca să nu mai spunem milioanele de lei care sunt deja în implementare pe partea de modernizare a infrastructurii școlare. Ca să nu mai vorbim de proiectele pe care le avem pregătite pentru noul exercițiul financiar. Adică, dincolo de faptul că implementăm proiecte astăzi, scriem pentru modernizarea orașului noi proiecte și în mandatul meu am semnat contracte de finanțare de aproape jumătate de milion de lei. De euro. Deci 33 de milioane pentru dotări, miliarde în școlile din Piatra Neamț înseamnă un lucru extraordinar și dacă ele, cerințele s-au făcut cu gândul la viitor, adică nu fac o dotare acum pentru anul ăsta, ci caut să mă dotez în așa fel încât măcar 4-5 ani să nu fiu nevoit să cer alți bani, atunci ar trebui să înceteze practica aceea a doamnei director care cheamă, sau domnului director care cheamă diriginții și spune, băi, uite, ca să aveți clasa aia, mai cereți și voi de acolo, cumva la asociația de părinți, totul mascat ca să fie cât mai bine. Da, a trecut o oră și un pic. Ar mai fi de discutat multe. Eu v-aș propune pentru săptămâna viitoare, că tot am amânat, să ne uităm un pic, poate veniți și dumneavoastră cu niște proiecte și să discutăm un pic pe partea aceea de dezvoltare previitor turistică. Și dacă... să scot și acele proiecte cu strandul pe care mi le tot trimite un domn și îi mulțumesc tare mult, să le scoatem și eventual să discutăm, poate mai vin și sugestii de la oameni, pentru că e un subiect care merită discutat. Sigur că da, cu drag. Cu mare drag, vă aștept săptămâna viitoare. Eu vă mulțumesc frumos pentru invitație și urez tuturor o zi minunată și celor care au posibilitatea, le adresez invitația de a veni astăzi la ora 12 la cimitirul eroilor. Da, este înălțarea și ceremonia respectivă. Eu aș încheia cu mesajul lui Liviu către mine. Domnule Bălănescu, curajul de a reclădi un oraș de la zero are și costuri de imagine. Trăim în România unde unii constructori ajung să șantajeze autoritatea statului. Eu sper să nu fie cazul la Piatra Neamț și lucrurile să intre într-o normalitate cu toți constructorii. Cu unii se lucrează bine, cu alții se va lucra probabil mai bine. E firesc să fie diferențe de și energie și de seriozitate. Și să ne bucurăm de ziua de astăzi, este sărbătoare, să mai amintim o dată că vin dotări pentru școli. Pentru mine e foarte important lucrul acesta. Oameni buni, ne vedem mâine dimineață, dacă nu se întâmplă nimic și nu apar alte probleme. Sau dacă apar alte probleme, chiar ne vedem. Că așa, de asta suntem aici, să discutăm. Cele bune, numai bine!